Răsturnare de situație în cazul morții lui Adrian Iovan. Dezvăluirea făcută de Romanița abia după 10 ani. Mai exact, creatoarea de modă a declarat că pe certificatul de deces al pilotului scrie faptul că moartea s-a produs din cauza frigului, nu a rănilor suferite în urma prăbușirii avionului. Astfel, Romanița Iovan cred că dacă soțul ei ar fi primit îngrijirile medicale necesare, și-ar fi fost salvat la timp acum era încă în viață. Certificatul de deces arată clar acest lucru, spune creatoarea de modă, care a rămas cu numeroase întrebări legate de tragedia în care și-a pierdut partenerul. Sper în continuare că dacă s-ar întâmpla a doua oră se s-a întâmplat acum zece ani, să se intervină altfel. Sunt încă foarte multe semne de întrebare la care încă nu avem răspuns. Și-au trecut zece ani de atunci. Eu am certificatul de deces al lui Adrian. El a murit de frig. Aura, din câte știu, avea deja o problemă cauzatoare de moarte. Avea cervicala terminată pentru că nu a avut centură de siguranță. Adrian putea fi salvat, loviturile în organe, în momentul în care bordul avionului l-a lovit în stomac, nu erau cauzatoare de moarte. E important să citești foarte bine certificatul de deces. Eu l-am citit bine, iar Adrian a murit de frig, a declarat Romanița Iovan.